În 1915, renumitul savant Nikola Tesla a dat un interviu foarte puțin cunoscut de publicul larg. El a dezvăluit multe din preocupările sale. Iată principalele informații prezentate de Tesla în interviu. Tesla: vreau să iluminez întreg pământul. Există suficientă electricitate cât pentru a crea un al doilea soare. Lumina ar apărea în jurul ecuatorului ca un inel în jurul lui Saturn. Omenirea nu este pregătită pentru ceva atât de măreț. În Colorado Springs am impregnat pământul cu electricitate. De asemenea, putem iriga și celelalte energii, cum este cea mentală pozitivă, care se găsește în muzica lui Bach sau Mozart sau în versurile marilor poeți, în interiorul pământului existând o energie de bucurie, pace și iubire, care se exprimă, de exemplu, prin intermediul unei flori ce crește pe pământ, al alimentelor care ies din el și a tot ceea ce constituie căminul omului. Am petrecut ani căutând modalitatea în care această energie să poată influența lumea. Frumusețea și aroma trandafirilor pot fi utilizate ca leac, iar razele soarelui ca aliment. Viața este un număr infinit de forme, iar datoria oamenilor de știință este aceea de a le regăsi în toate formele de materie. Trei lucruri sunt esențiale în acest sens. Tot ceea ce fac este să le caut. Știu că nu le voi găsi, dar chiar și așa nu voi renunța la ele. Jurnalist: care sunt aceste lucruri? Tesla: o problemă este hrana. Ce energie stelară sau terestră îi poate alimenta pe cei înfometați de pe pământ? Cu ce vin se poate potoli toată setea pentru ca persoanele să-și poată însufleți inima și să înțeleagă că sunt zei? Un alt lucru este acela de a distruge puterea răului și a suferinței în care trece viața omului. Uneori se produce ca un fel de epidemie în profunzimile spațiului. În acest secol, boala s-a extins de la pământ la univers. Al treilea lucru este: există un exces de lumină în univers? Am descoperit o stea care, în acord cu legile astronomice și matematice, ar putea dispărea și chiar și așa nimic nu s-ar schimba. Acea stea se află într-o galaxie. Lumina poate fi emisă cu așa o densitate încât ar încăpea într-o sferă mai mică decât un măr și în același timp mai grea decât sistemul nostru solar. Religiile și filozofiile arată că omul poate ajunge să fie Hristos, Buddha și Zarathustra. Ceea ce încerc să demonstrez este revoluționar și aproape incredibil. Este ceea ce trebuie făcut în univers pentru ca fiecare ființă să se nască asemenea lui Hristos, Buddha sau Zarathustra. Știu că gravitația este potrivnică la tot ceea ce vrea să zboare, iar intenția mea nu este aceea de a face dispozitive de zbor, avioane sau rachete, ci de a învăța pe indivizi să-și recupereze conștiința propriilor sale aripi. În afară de asta, încerc să trezesc energia conținută în aer. Există izvoare principale de energie. Ceea ce se consideră ca spațiu vid nu este decât o manifestare a materiei care nu este trezită. Nu există spațiu vid pe această planetă și nici în univers. Găurile negre despre care vorbesc astronomii sunt cele mai puternice izvoare de energie și de viață. Jurnalist: la fereastra camerei dumneavoastră de la hotelul Waldorf Astoria, la etajul 33, în fiecare dimineață vin păsările. Tesla: un om trebuie să fie sensibil față de păsări. Aceasta se datorează aripilor sale. Ființa umană le avea odată vizibile. Jurnalist: dumneavoastră nu ați încetat să zburați din acele zile îndepărtate din Smiljan. Tesla: am vrut să zbor de pe acoperiș și am căzut. Calculele copiilor pot fi eronate. Amintiți-vă că aripile tinereții vor să aibă totul în viață. Jurnalist: ați fost vreodată căsătorit? Nu se știe dacă dumneavoastră aveți o afecțiune pentru iubire sau pentru vreo femeie. Pozele din tinerețe arată că erați un bărbat atrăgător. Tesla:
Da, nu am făcut-o. Există două puncte de vedere. Fie prea multă afecțiune, fie deloc. Punctul intermediar servește pentru a întineri rasa umană. Femeile pentru anumiți bărbați hrănesc și întăresc vitalitatea și spiritul lor. A fi singur are același efect pentru alte persoane. Am ales acest al doilea drum. Jurnalist, admiratorii dumneavoastră se plâng că atacați relativitatea. Este ciudată afirmația dumneavoastră că materia nu are energie. Totul este inundat cu energie. Unde este? Tesla. Mai întâi a fost energia și apoi materia. Jurnalist. Domnule Tesla, este la fel ca și atunci când a spus că v-ați născut din tatăl dumneavoastră și nu din dumneavoastră. Tesla. Exact. Ce se întâmplă cu nașterea Universului? Materia se creează pornind de la energia originală și eternă pe care noi o cunoaștem ca lumină. Ea strălucește și au apărut stelele, planetele, omul și tot ceea ce este pe Pământ și în Univers. Materia este o expresie a infinitelor forme ale luminii, deoarece energia este mai veche decât ea. Există patru legi ale creației. Prima este aceea că mintea nu poate concepe sau măsura matematic sursa întregii structuri încurcate și obscure. În această particulă încape tot universul. A doua lege rezidă în obscuritatea expansivă, care este adevărata natură a luminii. Din inexplicabil s-a transformat în lumină. A treia lege este necesitatea luminii de a se transforma într-o materie de lumină. A patra lege este: nu există început și nici sfârșit. Cele trei legi anterioare se produc mereu, iar creația este eternă. Jurnalist, în ostilitatea teoriei relativității, dumneavoastră mergeți atât de departe încât realizați conferințe împotriva creatorului ei în cadrul petrecerilor zilelor dumneavoastră de naștere. Tesla, amintiți-vă, nu spațiul se curbează, ci mintea umană, care nu poate înțelege infinitul și eternitatea. Dacă relativitatea a fost clar înțeleasă de creatorul său, el ar câștiga nemurire chiar și fizică, dacă aceasta i-ar face plăcere. Eu sunt parte dintr-o lumină, iar aceasta este muzică. Lumina umple cele șase simțuri ale mele. O văd, o aud, o simt, o miros, o ating și o gândesc. A gândi la ea este cel de-al șaselea simț al meu. Particulele de lumină sunt note scrise. O rază poate fi o întreagă sonată. O mie de globuri de fulger sunt un concert. Pentru acest concert am creat un glob de fulgere care pot fi ascultate pe vârfurile înghețate ale Himalaiei. Legat de Pitagora și de matematici, un om de știință nu poate și nu trebuie să încalce aceste două lucruri. Numerele și ecuațiile sunt semne care marchează muzica și sferele. Dacă Einstein ar fi ascultat aceste sunete, nu ar fi creat teoria relativității. Aceste sunete sunt mesaje adresate minții asupra faptului că viața are un sens, că universul există în perfectă armonie, iar frumusețea sa este cauza și efectul creației. Această muzică este ciclul etern al paradisurilor stelare. Bătăile inimii omului sunt parte din sinfonia pământului. Newton a învățat că secretul se află în dispoziția geometrică și în mișcarea corpurilor cerești. A recunoscut că legea supremă a armoniei există în univers. Spațiul curb este haos, haosul nu este muzică. Einstein este mesagerul epocii de zgomot și de furie. Jurnalist. Domnule Tesla, dumneavoastră auziți această muzică? Tesla. O ascult tot timpul. Auzul meu spiritual este atât de mare cum este cerul pe care îl vedem deasupra noastră. Mi-am mărit auzul natural cu radarul. În acord cu teoria relativității, două linii paralele se întâlnesc în infinit. De aceea curba spațiului lui Einstein se va îndrepta.
Odată creat, sunetul durează pentru totdeauna. Pentru un minut poate dispărea, dar continuă să existe în liniște, care este cea mai mare putere a omului. Nu am nimic împotriva domnului Einstein. El este o persoană foarte amabilă și a făcut multe lucruri bune, dintre care unele ajung să facă parte din muzică. Am să-i scriu și voi încerca să explic faptul că eterul există, iar particulele sale sunt cele care mențin universul în armonie și viața în eternitate. Jurnalist, spuneți-mi, vă rog, ce condiții adoptă un înger pe pământ? Tesla, am 10 din acestea. Păstrez o bună evidență, vigilentă. Jurnalist, voi documenta toate cuvintele dumneavoastră, stimate domnule Tesla. Tesla, prima condiție este o înaltă conștientizare a misiunii și a muncii de făcut. Aceasta trebuie chiar și vag să existe din primele zile. Să nu avem falsă modestie. Arțarul știe că este un arbore de arțar și un arbust de lângă el știe că este un arbust. Când aveam 12 ani, eram sigur că voi ajunge la cascada Niagara. Știam din copilărie că voi realiza majoritatea descoperirilor mele, chiar dacă nu aveam totul clar. A doua condiție pentru a se adapta este determinarea. Am determinat tot ce am putut. Jurnalist, care este cea de-a treia condiție a înțelegerii, domnule Tesla? Tesla, ghidare pentru toate energiile vitale și spirituale în acțiune. Prin urmare, purificarea de multele efecte și necesități pe care le are omul. De aceea nu am pierdut nimic, ci am câștigat, așa că mă bucur de fiecare zi și noapte. Notați, Nikola Tesla a fost un om fericit. A patra condiție este aceea de a ajusta ansamblul fizic cu munca. Jurnalist, ce vreți să spuneți, domnule Tesla? Tesla, în primul rând, menținerea ansamblului. Corpul omului este o mașină perfectă. Îmi cunosc circuitul și ceea ce este bun pentru el. Alimente pe care aproape toată lumea le mănâncă, pentru mine sunt nocive și periculoase. Uneori am vizualizat bucătari din lume conspirând cu toți împotriva mea. Atingeți-mi mâna. Jurnalist, este rece. Tesla, torentul sanguin poate fi controlat, la fel și multe procese din jurul și din interiorul nostru. De ce sunteți speriat, tinere? Jurnalist, Mark Twain a scris Străinul Misterios, o carte minunată despre Satan, inspirată de dumneavoastră. Tesla, cuvântul Lucifer este mai fermecător. Domnului Twain îi place să glumească. Când eram copil, am fost vindecat odată citind cărțile sale. Când ne-am întâlnit aici, i-am povestit, era atât de emoționat încât a plâns. Am devenit prieteni și el venea adesea la laboratorul meu. Odată a cerut să-i arăt o mașină care, prin vibrație, provoacă un sentiment de fericire. Era una dintre acele invenții pentru divertisment, ceea ce uneori îmi place să fac. L-am avertizat pe domnul Twain să nu rămână sub acele vibrații. El nu a ținut cont și a rămas mai mult timp. A sfârșit ca o rachetă, ținându-și pantalonii și a intrat într-o anumită încăpere. A fost teribil de distractiv, dar mi-am păstrat seriozitatea. Însă pentru a ajusta circuitul fizic, în afară de alimente, somnul este foarte important. Plecând de la o muncă lungă și obositoare, care necesită un efort supra-uman, după o oră de somn, aș fi complet recuperat. Am obținut capacitatea de a administra somnul, de a adormi și de a mă trezi la un anumit moment. Dacă fac ceva ce nu înțeleg, mă forțez să gândesc în somn pentru a găsi o soluție. A cincea condiție este aceea de a ajusta memoria. Poate în memoria persoanelor, creierul este păstrătorul cunoștințelor despre lume și al cunoștințelor dobândite pe durata vieții. Creierul meu este ocupat cu lucruri mai importante decât amintirea, culege ceea ce este necesar la un moment dat. Toate acestea ne înconjoară. Trebuie doar să le interiorizăm.
Tot ce am văzut, auzit, citit și învățat vreodată ne însoțește sub formă de particulă a luminii. Pentru mine aceste particule sunt supuse și fidele. Ca student am învățat pe de rost Faustul lui Goethe, cartea mea preferată în germană, și acum pot să-l recit pe tot. Mi-am ținut invențiile ani de zile în cap înainte de a le duce la bun sfârșit.